Salutare! Noi astăzi mergem la lecție de dicție. Lecție de vorbire corectă. După cum vă știți și ați observat, că Jasmina uneori face greșeli în vorbirea ei și noi ne-am gândit să-i perfecționăm vorbirea. Iar Melissa merge cu noi, care acum este culcată acolo în spate. Nu-mi cont. Da? Pentru ca și ei să-i dezvoltăm o vorbire frumoasă. Da, chiar facem. Asta e profesoara Violeta Scrișu. Da, viitoare. Hei. Hei. Hey. Ce zici? Niște cadouri ca doamna profesoară? Da. Deschide. Se apă? Și tu dacă vrei. Sunt identice. Identice, la fel. Frumos și vei cuceri lumea. Bravo! Da? Simplu și la subiect. Exprimă-te clar, convingător, frumos și vei cuceri lumea. Wow! Ce este acolo? Tătătăruță după. Miere. Miere, miere de lebățică, da? Da. Wow, foarte tare. Micuță bărgan. Micuță bărgan. Aici, la orele de dicție, vom învăța multe lucruri interesante. De multe ori, noi nu ne exprimăm corect și cei din jur nu ne înțeleg. Și să știți că dicția ne va trebui oricând. Nu contează ce profesie veți îmbrățișa în viitor, fie că veți deveni profesor, fie stomatolog sau general avocat. Nu contează ce profesie, dicția mereu ne va trebui, da? Dacă aș zice, eu nu vreau să merg la școală, atunci aș scoate mai mult în evidență faptul că la școală nu vreau să merg. Despre asta este vorba, despre accent logic. Cum putem să o adaptăm, da, ca să fie și mai bine. Vom face discurs. Avem o situație creată, dar probabil ai fost în vizită în România și ai văzut că acolo un pic altfel se exprimă. Asta nu înseamnă că ei vorbesc corect, să facem mai multe lucruri interesante, sunt sigură că o să-ți placă. Dicția nu este nici grea, nici ușoară, dar e ca o limbă străină. Noi nu putem să învățăm două săptămâni și gata să spunem că nu ne reușește și vorbim perfect limba română. Trebuie să intensificăm, să fortificăm cunoștințele lucrând individual. În cazul dat, având o fișă acasă, iată așa va arăta tema pentru acasă, mă numesc Violeta și îmi place foarte mult culoarea mov. Și? Ai văzut? Mie tot îmi place culoarea mov. Îți place și ție culoarea mov? Mă bucur tare mult. Mie turcoaz. Turcoaz. Toate culorile sunt frumoase, da? Da. Da, perfect. O, dar liniar, frumos, așa. O. Bravo. Așa, acest exercițiu, după cum ți-am spus, este și pentru încălzirea vocii. Mai departe, să știi că nu există o persoană care să fie venit la dicție să nu fie evoluat la aceste exerciții. De aceea, poți să le faci și acasă, să le practici. O să-ți trebuiască la tot ceea ce faci. Vei vedea. Unele lucruri și exerciții pe care le vom îndeplini aici ți se vor părea neinteresant sau poate necesar, da? Dar să știi că într-un moment dat vei prinde un răspuns pentru fiecare exercițiu și vei vedea că totul este într-o conexiune. Până acum, exact, da. Până acum noi am făcut exerciții pentru corpul nostru, da? Exerciții fizice. Ei, uite, la dicție de ce avem nevoie de exercițiile de încălzire a mușchilor faciali? Ca să putem să fim mai flexibili în momentul în care vorbim. Deschidem gurița, vezi? Uite, eu sunt mult mai flexibilă, nu vorbim sub nas, să ne auzim doar noi. Uite, îți vei da seama cât de importante sunt aceste exerciții. Să știți că la prima oră eu vorbesc de regulă mai mult, pentru că eu prezint ce vom face noi la dicție, dar de acum încolo vom vorbi în egală măsură, poate mai mult chiar voi. Așa, fiecare exercițiu le facem de 10 ori, de regulă eu număr și voi faceți, bine? Hai! Da. Acum facem ca ritmul să vă dinți, bine? Extindem tare, tare, tare. Toate exercițiile se fac cu intensificare maximă. 1, 2, 3. Eu număr, dar tu faci, bine? Ia uite, ia uite, ia uite, Melissa. Nu. Repetăm exercițiul. Hai, ia uite. Eu număr, dar tu faci. 1, așa, bravo. 2, cu gurița închisă. Minunat! Încă o dată. 7, 8, 9 și 10. Bravo!
5, 6, 7, 8, 9 și 10. Bravo! Mai departe, următorul exercițiu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, parcă ne gândile, da? 2, 3, 8, 9, 10. Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura sa. Wow! Noi reușim să spunem frământări de limbă și în momentul în care suntem cu obrajii încălziți, cu mușchii faciali, da? De ce? Trebuie să facem gimnastica feței. Ne-am înțeles? Și doar aici. Atunci când eu vorbesc și spun clar 4, 5, 9, ne vei reuși să vorbești 30 de secunde sau 25 de secunde. Primul exercițiu se numește buchetul, după cum am spus. Trebuie să ținem gurița închisă, să ne imaginăm că avem un buchet care miroase frumos, iată, la fiecare bătă. Da? Și inspirăm pe năsuc, apoi ținem, doar facem repetiție încă, bine? Și uitați-vă. Și ținem respirația. Și eu voi cronometra. Ne-am înțeles? Gata, am făcut repetiție, acum începem. Sunteți pregătite, fetelor? Da. Așa. Inspirăm, mirosim. Start. Tata, 7 secunde. X-O. Începem? 3, 2, 1. Cinci și șase. Spirăm. Două secunde. Cu degețelul. Da? Da. Degețelul. Ia zi, degețelul. Și le pronunțăm frumos aici, la dicție. A, U, E, I, U, I, O, E, E, I, U, E, I, O, U, E, A, O, U, A, O, U, E, U, E, I. U, U, I, O, E, A, A, E, I, O, U, E, U, A, O, U, X. Dicție. Nu, la un loc, dicție. Dicție. Dar tu dacă îl pronunți pe E ca I-E, cum ar suna cuvântul? Uite, dicție. Dicție. Ai văzut? Ai înțeles? Tu pe E îl pronunți I-E. Dar de fapt trebuie E. Dacă l-am pronunțat cum ai zis tu, ar suna de parcă ar mai trebui încă un I. Ceea ce este greșit. Da. Mai departe, el, mai jos, poți să scrii. El. Da. Ea. Este. Îți dau ție și ție îți dau. Turcoază, Sfânt. Exercit. Iată aici care o că în oraș, de la mine se turcoază. Mi se dea turcoază, Sfânt. Care? La tine, care o că? Care o că, care o că? Care o că, aceasta este care o că. Dar ție oranjul îți place, așa, Milisa? Da. Faci schimb cu Sfânt. Bravo! Așa, două fericite. Suntem atente? Începem. Are aproape 13 ace cu care înțeapă pe oricine vrea să îl atace și s-ar împrieteni cu albina artist Arcadina ca să are arii de pământ. Arcadina i-a dat în dar arii pe arici lui Arnold, care deja se antrena. Bâz, 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 zbură ariciul și a terminat de arat, așa că nu mai este supărat. Aricelul adormit a adus un biscuit din alune și din nuci, pe care îl adormeca cu pofta, pentru că se gândea cum îl va mânca împreună cu prietena albină, care adusese și o amandină cu arpacaș și lapte de alpaca din Alpi.
aurite, arguite și ascuțite, care împodobeau spinarea și stârneau admirația celorlalți arici fără ace arătoase, aurite, arguite și ascuțite. Și vei avea pentru acasă să alcătuiești o propoziție. De fiecare dată facem acest lucru ca să ne dăm seama dacă tu ai înțeles sau nu explicația cuvântului. Da? Vei avea acasă să pregătești o propoziție pentru cuvântul exaspera. Ia repetăm. Am învățat un cuvânt nou, exaspera. Bravo! Și ce semnifică? Înseamnă când ești foarte, foarte enervat. 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 Bravo, bravo! Dar acum, spre final, doar tu pe tine. Da? Ne-am înțeles? Nelisa? Da. Așa. Petelor, cum? Mie tare, tare ne-a plăcut! Nu mă ca, dar pa! Bravo! Și ce vreți să spui? Eu am văzut cum ea vorbește așa frumos și nu știu cum să explic. Ți-a plăcut cum vorbea, da? Da, e tot roșu. Eu tot e roșu! Vei putea, vei putea. Și Melissa, tu vei putea să știi când se vorbește tare și când se vorbește încet. Da. Ok. Bine, atunci să mergem. Cui a plăcut acest vlog, să dea like. Like-o! Și vă mulțumim pentru vizionare. Pa, pa! Ți-a plăcut mierea?